Salutare tuturor, bine ați venit din nou pe canalul meu. Din nou cu Safari, de data asta Safari Perlato, cod SP123, verde. Nu m-am putut abține, am încercat deja o aplicare și acum am zis, hai totuși să vă arăt și vouă această nouă culoare pe un perete. Safari Perlato aplic de data asta liniar, pe diagonală, așa cum am mai spus și altă dată. Îmi place liniar pe diagonală de obicei. Iar Safari mai mult decât Safari Perlato cu glitter, dar îmi place să-l aplic liniar. Are un nisip mai fin și se aplică mai frumos liniar decât aleatoriu. La SPG se aplică mai mult, mai frumos aleatoriu decât liniar. Dar așa, în funcție de ce vreți, de ce textură vreți să-i dați decorative, vă puteți alege și materialul. Cum știți, două pensule folosesc de obicei, una mică cu care pur și simplu pun materialul pe perete și una mare cu care îmi fac textura. Asta mare mă ajută la suprafețele mari. De exemplu, aici pe stâlp și pe asta, pe grinda asta, am făcut numai cu asta mică. Puteți face doar cu pensula mică la pereți și mai mari, dar trebuie să fiți atenți la liniatura mâinii pensulei, să nu se ducă curbă, o linie curbă, una dreaptă, una curbă, una dreaptă. Încep dintr-un colț să pun material. Lăsați un pic mai mult material, nu fiți zgârciți, da? Ca să aveți ce așeza liniar. Am aplicat amorse cu cuarț înainte de a aplica această culoare, acest efect decorativ. Dar la vopselele Safari Perlato aplicăm neapărat amorse cu cuarț. Asigur o aderență foarte bună a materialului la perete. Deși am o culoare foarte intensă, aplicată direct pe alb, vedeți, nu rămâne alb pe sub vopsea. Înainte de a începe aplicarea, am pus 200 de ml de apă în vopsea și am amestecat bine, bine. Începem să aplicăm materialul, tot așa, pe poziție diagonală, ca să putem merge cu peria pe diagonală. Merg așa cu aplicarea materialului, cam 50-50 cm, suprafața acoperită pe toată distanța care vreau să trag cu peria. Foarte important la aplicarea acestui efect este când ai aplicat materialul, ai trecut cu pensula o dată, de două ori și cam aia e. Nu insistăm foarte tare pentru că materialul începe să tragă și apoi începe să se adune. Așa cum se observă deja aici. Unde a început deja să se adune, nu mai dăm deloc cu pensula, lăsăm așa, ce s-a adunat va cădea de aici.
Trebuie un pic să ne mișcăm repede cu aplicarea materialului pe perete, să nu ne lăsăm timp să se absorbă, deși este cel mai simplu efect de făcut. Trebuie un pic să ne mișcăm energic. Practic, dacă sunt două persoane, este mult mai ușor de aplicat decât într-una singură. Pensula ușor aplicată, începem să tragem pe el. Doar dacă simțim nevoia să mai întindem nisipul să-l așezăm, ținem pensula perpendicular pe perete și așa nisipul se întinde pe direcția în care noi o facem. Dacă ești acasă cu soția, e cel mai potrivit efect de aplicare în doi. Sau dacă ești cu soțul acasă, te poate ajuta unul să pună materialul și celălalt să tragă cu pensula asta mare. Chiar dacă la aplicare vi se pare că a rămas nisipul mai grămadă într-un loc, mai așa, mai, cu mai mult lichid, cu mai mult, nu vă faceți griji, pentru că în momentul în care se usucă, solventul nisipului se absorbe și rămâne numai firul nisipului așa pe perete așezat. Gata! Cam asta a fost Safari Perlato Cod SP123. Recomandarea mea este să lucrați în două persoane. Unul aplică cu pensula mică, iar cealaltă persoană trage cu pensula lată și face modelul. Nu contează că aveți sau nu exact pensula asta, modelul ăsta. Sunt și alte modele de pensule late. Deci în două persoane, că eu am alergat un pic pe perete aici. De obicei îl trăgeam și noi în doi. Colegul meu face altceva, așa că a rămas singur. Dar nu m-am dat bătut. Tocmai ați văzut și o aplicare aleatorie acestui produs SP123. Eu aici în jurul meu am făcut și un sondaj să vedem cum place mai mult. Aplicat liniar, pe diagonală sau aleatoriu. Spre surprinderea mea, liniar mi-a plăcut mai mult celor de aici. Acum nu știu cum se vede în videoclip.
Și eu credeam că aleatoriu place celor mai mulți. Dar extrem de dificil să-ți dai seama de o culoare exactă a unei vopsele metalizate. De aceea o voi filma din mai multe unghiuri să vedeți cum diferă și să încercați să realizați cam ce culoare este și dacă este potrivită pentru voi. Aici pe modelul aleatoriu, iată și pe modelul liniar. Vă las pe voi să decideți cum vă faceți acasă singuri. Fiecare dintre metode este la fel de ușoară. Cea liniară, două persoane, este extrem de ușoară de aplicat, iar cel aleatoriu, într-o singură persoană, la fel de ușor de aplicat, îți lasă timp, modelezi materialul, nu se văd îmbinările. Cam asta e și de data asta. Mulțumesc celor care ați fost alături de mine. Nu uitați să vă abonați, să dați like, share și toate alea. Succes tuturor!